Oricât de bine se organizează nunțile, există și momente în care pot apărea tot felul de situații neprevăzute, fie pentru miri, fie pentru cei chemați la eveniment. O mireasă a reușit să își surprindă din plin invitații, atunci când a dispărut și a reapărut ca prin minune după 2 ore. Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite și importante momente din viața unei persoane. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, miresele încearcă să organizeze totul cât mai din timp, cu atenție sporită la fiecare detaliu, de la buchetele de flori sau meniul și până la muzică, decoruri sau efecte speciale. Totuși, uneori, neprevăzutul își face și el loc în meniul unei nunți, aducând o surpriză fie pentru miri, fie pentru invitați. O rudă s-a căsătorit recent. Ceremonia a fost una destul de neobișnuită. La un moment dat, mireasa a dispărut ca să se schimbe. Ok, am înțeles, nimic special în asta. E ceva normal pentru mirese. 2 ore și jumătate mai târziu, mireasa apare la petrecere, căci abia atunci a decis să ne încânte iar cu prezența ei. S-a întâmplat totul la 1 ore și jumătate după ora mesei. Toți erau nervoși și înfometați. Aproape un sfert dintre invitați s-au ridicat și au plecat imediat după cină. De ce a venit mireasa după 2 ore și jumătate, fiindcă a trebuit să-și facă o coafură nouă în tot acest timp în care nu eram la petrecere? Cine face asta? A dezvăluit invitatul supărat. Nu puțini au fost cei care au criticat mireasa și au spus că aceasta nu a procedat cum trebuie. Au fost însă și voci care au dezvăluit faptul că este un trend nou acela ca mireasa să își facă o coafură nouă în timpul nunții. Însă toți au spus că toată transformarea nu ar trebui totuși să dureze prea mult. Dezvăluirea făcută de invitatul de la nuntă a adunat numeroase reacții și a devenit virală. Relatează A1.ro.